Primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, dă o adevărată lovitură pe imagine de plan european. Târgul de Crăciun din Craiova a fost votat al 6-lea cel mai frumos târg din Europa. Conform European Best Destination, cel mai vizitat site turistic din Europa, târgul realizat la inițiativa Olguței Vasilescu a fost votat de aproape 18.000 de oameni. Târgul de Crăciun din Craiova a fost votat al 6-lea cel mai frumos târg. Acesta a primit 17.904 voturi. Craiova s-a clasat pe locul 6 în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun din Europa, înaintea unor capitale europene sau orașe cu o lungă tradiție în organizarea sărbătorilor de iarnă. După 10 zile de vot online, European Best Destination, cel mai vizitat site turistic din Europa, a anunțat astăzi rezultatele clasamentului pentru Best Christmas Market 2022, marele câștigător fiind Budapesta. 72% dintre votanții Craiovei provin din afara României, din țări precum SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Craiova a obținut cel mai bun rezultat ca oraș nou intrat în acest clasament internațional din toată istoria competiției, ce datează din 2009. Potrivit comunicatului oficial al organizației, Târgul de Crăciun de la Craiova a obținut și cele mai multe voturi dintre toate destinațiile românești precum Sibiu sau Cluj-Napoca, ce s-au promovat în ultimii ani pe acela site și au fost selectate pentru intrarea în competițiile din anii trecuți. Deja promovarea făcută de European Best Destination cu ocazia votului a determinat mulți turiști să ne viziteze orașul și târgul de Crăciun, înregistrându-se un număr triplu de rezervări la hotelurile din Craiova, față de aceeași perioadă din anii precedenți. Datorită locului obținut, Craiova s-a clasat automat și în topul celor mai frumoase luminițe de Crăciun din Europa. Totodată, începând de astăzi, hotelierii, agențiile de turism și toate companiile sau instituțiile care lucrează în domeniul turistic din Craiova au dreptul să utilizeze oficial logo-ul European Best Christmas Market pe toate comunicările, site-urile, fotografiile sau imaginile difuzate sau distribuite. Mulțumim celor care au votat târgul de Crăciun din Craiova și vă așteptăm să-l vizitați, a fost mesajul Olguței Vasilescu postat pe pagina sa de socializare.